Un zâmbet frumos nu înseamnă numai dinți albi, ci și gingii sănătoase. Pentru că atunci când gingia are probleme, riscul pierderii dinților este extrem de mare. Vorbim despre boala parodontală sau parodontita. Ce este de făcut în acest caz? Aflăm chiar acum din rubrica de sănătate. Bună dimineața! Subiectul de astăzi este boala parodontală. Aceasta este cea mai frecventă afecțiune a dinților. Afectează atât structurile care mențin dinții, gingiile, dar și osul alveolar. Mai multe informații aflăm chiar acum de la specialiști. Boala parodontală este o afecțiune cronică și are drept cauză flora microbiană din cavitatea bucală. Aceasta afectează structurile care mențin dintele. Cauzele sunt multiple, sunt cauze de ordin local, deci care sunt legate strict de cavitatea bucală, cauze de ordin general, cauze care favorizează o anume modificare metabolică la nivelul sistemului parodontal și care favorizează astfel suprainfecțiile microbiene. Boala parodontală poate afecta unul sau mai mulți dinți și apare cel mai des la persoanele care au o igienă bucală defectuoasă. Este elementul pe care noi căutăm să-l combatem sub toate formele. Putem incrimina și factori locali de tipul incongruențelor, a înghesuirilor dinților, când apar diverse spații greu de accesat, greu de curățat. Această afecțiune apare și la persoanele care scrâșnesc din dinți în timpul nopții. Dinții pot deveni mobili, iar țesuturile se inflamează. Un alt factor favorizant al bolii parodontale este diabetul. Tratamentul parodontitei este unul complex și nu implică vindecarea totală, ci doar încetinirea bolii. În anumite cazuri în care dantura este afectată, dar și osul este sănătos, se poate apela și la implanturi. Dacă retracțiile gingivale, gingivo-osoase depășesc 40%, este mult mai bine, mult mai eficient și mai să zicem sănătos pentru pacient să facem extracția și să plasăm un implant. Cele mai bune implanturi dentare în acest moment sunt cele din titan, însă cel mai bine este să nu ajungem în situația de a avea nevoie de ele. Pentru a preveni apariția bolii parodontale, trebuie să respectăm anumite reguli. În primul rând, vom avea grijă de igienă, da? Să nu apară depuneri pe dinți, celebru tartru pe care îl curățăm de câte ori avem ocazia. În al doilea rând, să fim foarte atenți la ce restaurări protetice de tip lucrări și plombe avem. Dacă ceva ne deranjează, nu lăsăm, imediat trebuie intervenit. În al treilea rând, trebuie să ne adresăm și problemelor de aliniere a dinților. Am ajuns și la final. Nu uitați însă, pentru a preveni apariția bolii parodontale, trebuie să avem o igienă dentară corespunzătoare. Așa că până data viitoare, păstrați-vă sănătoși! Pentru Observatorul Matinal, Alexandra Boanță.